nu voi vorbi prea mult, pentru că nu sunt în cea mai bună stare trupească și sufletească. Oricum, este de apreciat faptul că într-o vreme în care oamenii au mult prea multe lucruri de făcut ca să se mai ocupe de suflet, de creștini, de ortodoxie, dumneavoastră s-ați lăsat toate, familie, distracție, bucurii, odihnă, confort și așa mai departe, și ați venit aici. Chiar mă întrebam, venind încoace, dacă și astăzi, ca și în ceilalți ani, vor mai fi creștini cel puțin la fel de mulți ca altă dată, și totodată un gând îmi spunea, și nu numai de bază, chiar de mai multă vreme, că un subiect dezvoltat de aceiași oameni, în aceeași perioadă, în același loc, poate aduce monotonia, plictiseala, rutina. S-ar părea că acest gând era un gând al necredinței. Pentru că gândurile necredinței ne luptă și pe noi, monahii, nu numai pe dumneavoastră, creștini, laici. Și iată că e altfel. Adică dacă ar fi fost într-adevăr rutină în ceea ce facem noi, dumneavoastră n-ați fi fost aici, consider eu, o dată. Al doilea, observ că există așa un fel de vioiciune, un suflet viu în această sală, observ așa cu inima cât pot, și totodată și în sufletul vorbitorilor a nostru, există o dispoziție de a consuma acest subiect, de a-l epuiza, fără ca el să ne plictisească, să ne obosească. Și acesta este un lucru bun. Deci reiau ceea ce spuneam, faptul că ne-am adunat aici, este o dovadă, mă iertați, este o dovadă că sufletul nostru încă mai caută lucruri de demon, lucruri de altă dată. Este o dovadă că într-o vreme în care mucenicia sângelui, a trupului, a ostenelor de după gratii au încetat, totuși inima românului, inima creștinului rezonează mucenicește în chip nevăzut la ceea ce s-a întâmplat cândva pe acest pământ al țării române. Ceea ce s-a întâmplat în temnițele comuniste. Nu sunt prea multe de spus despre lumea comunistă, despre sfinții închisorilor. S-au scris articole, s-au nuanțat câte și mai câte astfel de subiecte, însă ceea ce este important e faptul că în această seară ne-am adunat în cinstea unui om, a unui nume, sau avem această conferință patronată de un nume. Este vorba de numele bătrânului, cum îi spunem noi la Petru Vodă, a părintelui Iustin. Dacă ar fi să vorbesc cinstit, nu totdeauna am rezonat cu bătrânul, cu părintele, așa, inimă către inimă, suflet către suflet. Nu totdeauna. Au fost momente în care, datorită firii mele mai colerice, mai tipărate, nu știu cum să zic așa, mai potrivnice, nu am fost chiar pe aceeași lungime de undă. Deci nu totdeauna. Dar aș putea o spune un lucru. Ceea ce m-a uimit la bătrânul, la părintele Iustin, a fost faptul că întotdeauna era dispus să se lase pe sine, să se părăsească pe sine în favoarea celuilalt. Chiar dacă uneori mustrările lui dureau, cuvintele lui biciuiau,
Au fost situații când anumite cuvinte m-au durut, dar mai târziu mi-am dat seama că în bună parte ele au fost realiste și cu dreptate spuse. Și problema este mult mai adâncă, întrucât părintele nu vorbea de regulă prea ușor, nu vorbea gratuit. Te răbda o dată de 10 ori, de 20, de 100 de ori și la o vreme ce-o spunea. Poate ce-o spunea prea cu năduf. Este firesc, întrucât omul tăcând mai mult, adunând mai mult, atunci când izbucnește cuvântul său, este tăios. Și au fost situații când l-am judecat. Zic, chiar spuneam în sinea mea, păi mă așteptam la bătrân să fie mai blând, mă așteptam să fie mai ocrotitor, mai înțelegător. Dar când priveam în jurul meu și chiar în propriul suflet și vedeam câte probleme avem noi tineri, noi monahi tineri, el a prins niște generații, a prins niște generații monahiste, a prins niște generații în temniță, a cules, precum Albina Neftaru, a cules atât din lumea convențional monahală, cât și din spațiul concentrațional, ceea ce noi abia dacă putem înțelege așa cu, cum să vă spun, cu resturi, dar abia dacă înțelegem cu jumătăți de măsură, cu jumătăți de inimă. Mi-amintesc că, între altele, dacă tot e momentul să evocăm persoana bătrânului, a părintelui Stil, un anume lucru care m-a impresionat e faptul că în timpul Sfintei Liturghii și am slujit împreună nu odată, era extrem de adâncit în rugăciune, extrem de atent în ceea ce se petrecea în altar și parcă, cum să vă spun, parcă toată liturghia era o inimă, parcă inima sa era liturghia și Sfânta Liturghie era inima sa. Au fost momente și cu deosebire, nu știu de ce, în vremea, în perioada în care se slujea liturghia Sfântului Vasile cel Mare, era, bătrânul era pe care să plângă. Și nu sunt singurul care a văzut acest lucru. Dar personal am fost foarte uimit de, sau mai bine spus, pătruns de astfel de situații, întrucât vremea noastră de rutină, slujirea noastră grăbită, vremea noastră extrem de, cum să vă spun, încărcată de sute și mii de preocupări, face ca multe să le facem la vedere, creștinește, dar fără pătrundere, fără durere, fără adâncime. Ei bine, în inima bătrânului, liturghia cumva se derula la alte dimensiuni, la alte cote. Practic, aș putea spune că bătrânul se răstignea în timpul, în timpul Sfintei Liturghii. Personal, l-am văzut ca un model de înfrânare, ca un model de asceză, ca un model de mărturisire, ca un model de înfruntare a unor lucruri despre care și astăzi se tace sau se vorbește în șoaptă. Rar călugăr, monah, cu duh de haiduc, cum a avut bătrânul, cum a fost părintele Adrian Făgețean, cum a fost părintele Arsenie Papacioc, practic aș putea spune că duhovnicia lor, pe care o văd mai puțin mistică și mai mult misionară, socială, a avut un nerv patriotic inegalabil, cel puțin în vremea noastră. Aș putea spune că tipul de ortodoxie pe care l-au mărturisit acești oameni este în România pe cale de dispariție. Trăim un creștinism convențional, suntem obosiți, suntem intimidați, suntem înfricoșați de
toate rele care ne înconjoară, care ne amenință, și pentru aceasta transformăm viețuirea creștină, monahală, bisericească, adesea, într-o viețuire convențională, profesională, căutând doar să ne facem datoria, dar fără riscuri. Cum spunea marele cuvios Paisie Aghioritul, fiecare în vremea noastră caute să scoată șarpele din gaură cu mâna celuilalt. Acest lucru din nefericire, până la durere, l-am resimțit chiar în lumea noastră monahală. Adică merg la ascultare, cânt la strană, eu știu, îmi fac datoria de paraclisier, dar când e vorba să risc un pic, să obosesc un pic în plus pentru tovarășul meu, pentru fratele meu, pentru monahul, părintele de lângă mine, atunci, frate, fă treaba, că și eu mă fac pe-a mea. Frate, dacă ai făcut-o, trage-o, pentru că fiecare este responsabil pentru ceea ce face, pentru ascultarea pe care o prestează. Ori un astfel de monahism sau un astfel de spiritualitate plină de îndreptățiri de sine și, să zic așa, a te rezuma la îndatoririle duhovnicești doar la modul exterior, fără a lua în inima ta durerea, frământarea, necazul, neliniștea, căderea, păcatul aproapelui, e un monahism steril. Adică dacă noi, monahi, nu putem să trecem în jertfelicia noastră de o îndatorire formală, rațională, militărească, atunci se pune întrebarea, cine mai trăiește duhovnicește? Cine mai plânge pentru propriile pătimi și pentru durerea celuilalt? Cine mai suferă? Cine se mai jertfește? Pentru că, poate chiar dacă am cam deviat puțin de la subiect, dar mă voi reîntoarce așa pe nevăzute, ușor, ușor, cum m-am și îndepărtat, adminte. Deci problema e că o spiritualitate prezervată, comodă, convențională, este o spiritualitate falsă. Este un creștinism care nu duce la Hristos, ba mai mult, este creștinismul acelui fariseu foarte satisfăcut, foarte mulțumit. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat de toate, îmi ajut să-mi fac datoria, am dat zeciuiale din izmă, din chimen și toate câte probabil se dădeau în acea vreme la templu, dar nu-mi cere dureri, nu-mi cere tresării ale inimii, nu-mi cere suferință, nu-mi cere riscuri, pentru că nu sunt dispus să cedez din inima mea, din sufletul meu. Și acum mă întorc la subiectul inițial. Sunt bune aceste întâlniri duhovnicești. Problema e cât ne folosim, problema e cât punem în viața practică din ceea ce se vorbește aici și din ceea ce se vorbește astăzi despre Hristos în biserică și nu numai, chiar și pe internet și în mass media scrisă. Pentru că am sentimentul că trăim într-o vorbărie continuă și poate pentru aceasta, în anumite momente, mi-am exprimat, așa măcar în mod pasager, îndoiala de față de eficiența, să spunem așa, a întâlnirilor publice, a predicilor, a conferințelor, pentru că am sentimentul că omul de astăzi nu mai prea are dispoziție să treacă la fapte. Este frumos să vorbești despre post, că toți suntem în postul mare. Este frumos să vorbești despre rugăciune. Este frumos să vorbești despre mucenicie. Mă încântă viața și mărturile lui Valeriu Gafencu, de exemplu, sau cele ce țin de viețuirea părintelui Gheorghe Canciu, sau că tot suntem la această, tot îl avem pe părintele Justin, patronul acestei întâlniri în această seară. Da, este frumoasă viețuirea lui, este frumoasă bătrâneția lui, dar cât face din toate acestea? Este adevărat că suntem într-o epocă a nevolniciei. Mi-aduc aminte, fac o paranteză, mi-aduc aminte că Gheron Iosif, un mare cuvios al secolului nostru, poate ați auzit unii sau ați citit așa despre el, un mare rugător, un mare isihast, un mare nevoitor al Sfântului Munte,
într-un început și-a impus niște rânduieli domnicești atât de aspre, încât se înspăimântau atoniții, care atoniți se știe că măsurile lor domnicești sunt peste ale, până și peste a monahilor din țările, să spunem, negricești sau din afara atosului, cu atât mai mult, mai presus de ale creștinului de rând. Ei bine, la o vreme, când ucenicii au început să dea semne de boală, ba mai mult, unii datorită nevoinții mureau, atunci cuviosul a devenit mai indulgent și chiar a spus, zice, generația de astăzi este slabă. Generația de astăzi nu mai poate da cu adevărat jertfa cea bună în Hristos și atunci suntem nevoiți să ne nevoim nu cum au rânduit Sfinții Părinți, ci după niște măsuri mai mult sufletesc. Și atunci, practic, a vorbit despre mucenicie într-o vreme în care omul abia reușește să trăiască sufletește, abia reușește să trăiască moral. Într-o vreme în care omul abia dacă mai reușește să, cum să vă spun, să mențină o minimă conduită laică, să respecte niște reguli de politețe, parcă mi se pare puțin nepotrivit, parcă destuiet. Dar cred că există și o, cum să vă spun, o mucenicie a inimii, o râvnă a inimii. Și poate, dacă trupește, nu reușim să ne implicăm în mari nevoințe, precum Sfinții de demult, lucru care de altfel s-au prorocit despre veacul acesta, măcar auzind, vorbind, discutând despre aceste forme vechi de mucenicie, măcar ne mustrăm pe noi înșine. Măcar ne rușinăm în cugetele noastre că nu reușim să pătrundem adevărată viața în Hristos decât citind, comentând, vorbind, întâlnindu-ne și așa mai departe. Să dea Dumnezeu ca aceste cuvinte rostite de noi să meargă la inima dumneavoastră, să dea Dumnezeu ca toți cât sunteți aici să vă aflați la dreapta judecată sub ocrotirea Sfinților Închisorilor, să dea Dumnezeu ca din măcar o parte din viața dumneavoastră să o închinați cercetării vieților acestor sfinți, pentru că viețile acestor sfinți, practic, sunt demonstrația cea mai clară, cea mai evidentă, că Duhul Sfânt lucrează în biserică așa cum a lucrat în vremea de demult. Spun aceasta întrucât chiar acum, câteva zile în urmă, am avut o discuție cu un tânăr din oraș din Moldova, un tânăr care, neliniștit de abaterile noastre ale preoților, ale monahilor, ale ierarhilor, chiar dacă nu mărturisea pe față, sugera cumva că în biserică parcă Duhul Sfânt nu mai este prezent. Parcă Duhul Sfânt nu mai lucrează. Era înspăimântat și chiar mă întreba, zice, părinte, unde să mai caut un povățuitor domnicesc? Pentru că aud că unii preoți au probleme morale, alții au probleme dogmatice, alții au probleme teologice, unii sunt ecumeniști, unii sunt papistași, unii sunt masoni, unii, eu știu, merg la jocuri de noroc, alții sunt preocupați de afaceri și așa mai departe. Și înfricoșat, nedumerit, mă întreba, ce se mai poate face? Și atunci eu i-am spus, păi atâta timp cât noi avem acești mucenici ai secolului 20, atâta timp cât biserica se sprijină pe osemintele lor, se sprijină pe viața lor, se sprijină pe mărturile lor, eu nu cred că această biserică a fost lăsată de izbeliște. Este adevărat că neputința, raționalismul, să știți că este una dintre cele mai crunte forme de necredință ale societății contemporane și ale creștinismului ortodox contemporan. Este un paradox.
paradox ceea ce spun, dar spun aceasta întrucât măcar ateul, ateul conștient, ateul care militează voit și ostentativ, să spunem așa, împotriva credinței, împotriva lui Hristos, măcar acela știe ce face. Acela este un necredincios avizat, un necredincios conștient, de care fuge, se ferește toată lumea. Dar ce ne facem când ne lovim permanent de ateul din noi sau de lângă noi? Și spun aceasta întrucât după învățăturile Sfântului Ignatie Brâncianinov, firea noastră căzută, inima creștinului ortodox de astăzi, este potrivnică Evangheliei. Și paradoxal, mi s-a întâmplat mie, călugăr preot, ca citind Sfânta Evanghelie, inima mea să se poticnească în anumite momente, la anumite citate, să refuze cu îndârjire, cu încăpățânare, să primească acea învățătură a Duhului Sfânt. Și atunci mi-am dat seama cât de grav este afectată firea noastră. Deși, iată, eu formal, fizic, rațional, lupt pentru ortodoxie. Lupt. E un termen cumva poate prea ieftin folosit, prea scump pentru a fi folosit atât de ușor. Mă implic, caut să fac ceva în favoarea credinței și în favoarea, până la urmă, nu a propriei mele mântuiri. Ei bine, m-am înspăimântat când am văzut că muntele necredinței din sufletul meu nu mă lasă să mă apropii de Hristos. Și mi-am dat seama că aceasta vine dintr-o exagerată abordare rațională, raționistă a problemelor contemporane. Și aceasta chiar dumneavoastră o puteți verifica atunci când, după citirea unor articole sau unor broșuri sau unor cărți cu privire la primejdile percepirii electronice, ați văzut că vine o vreme în care nu mai afli răspunsul. Practic, primejdia chipurilor este pentru omul raționalist atât de mare, încât s-ar părea că Dumnezeu nu mai oferă nicio șansă, nicio portiță, nicio variantă de scăpare. Ori, evident că Dumnezeu nu-și epuizează puterea de a ne elibera de, cum se vă spune, soarta acestei lumi, oricât ar fi ea de strictă, de strict controlată, oricât ar fi ea de potrivnică. Cam acestea sunt cuvintele care le-am mai găsit cât de cât în inima mea în această seară. Pentru dumneavoastră, închei cuvântul cu nădejdea că Sfinții Închisorilor sunt cu noi, sunt alături de noi. Închei cuvântul cu nădejdea că venirea dumneavoastră aici, în această sală, va rândui ca în ceasul judecății să aveți parte de milosivirea Sfinților Mucenici, pentru că dacă Hristos, arătându-se unui pusnic atonit, i-a spus așa, zice, nu deznădăjdui de toată nevoința ta. Nu deznădăjdui de faptul că în această lume amară, searcă, nu vezi nicio variantă și toate par moarte, să știi că chiar și pentru rugăciune mult mă voi milosivi la judecate. De orice om care măcar o singură dată în viață s-a rugat pentru sufletul său, dacă măcar o dată în viață un pământean m-a chemat, pe acela eu îl voi milui. Nu a spus că îl va mântui, dar oricum se va milosivi, ceea ce zic eu că e foarte mult. Și atunci eu așa spun, într-o epocă atât de atei, atât de împietrită duhovnicește, în care nimeni nu-și mai află sensul vieții în această lume, nădăjduiesc că Sfinții Mucenici ne vor ocroti de toate încercările, durerile, neputințele, răutățile, atât ale celor din jur, cât și mai ales cele din inima noastră. Amin. Vă mulțumesc! Thank you.